Bună ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile ProTV-Iata, care sunt cele mai importante subiecte. Consiliul Superior al Magistraturii a răspuns cererii de apărare a reputației depuse de judecătoarea Rodica Berdilo, care a invalidat alegerile din Chișinău. CSM califică inadmisibilă presiunea asupra judecătorilor. Bărbatul care încearcă de 13 ani să-și scoată mașina reținută în Vama Giurgiulești a protestat astăzi din fața serviciului Vamal și a intrat în greva foamei. Poliția a identificat persoanele care acum două zile au furat din fața unui bloc din capitală un cadru de mers pentru persoanele cu dizabilități. Consiliul Superior al Magistraturii apără reputația judecătoarei Rodica Berdilo, care a invalidat în prima instanță alegerile din Chișinău. Membrii CSM au declarat că presiunea asupra judecătorilor este inadmisibilă. Cererea depusă de Berdilo a fost examinată în lipsa acesteia. Ea nu a fost de găsit nici la telefon. Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat o hotărâre prin care a considerat inadmisibilă presiunea exterioare asupra judecătorilor în exercitarea atribuțiunilor de serviciu. E clar că s-au făcut diverse insinuări și diverse publicații asupra în mass media și nu numai mass media, au fost diferite interpretări în presă, un atac asupra ei personal și asupra membrilor familiei. Hotărârea a fost citită de președintele CSM după 15 minute de deliberări. Nu ne adresăm publicul, ne-am adresat la publicului larg, ca să nu vorbim concret. Nu e clar că n-a indicat că, de exemplu, jurnalul respectiv sau ziarul respectiv a făcut presiunea, a vorbit în general. Dar dacă dumneavoastră o să dați în internet și o să vedeți care sunt interpretări, încă o dată vă spun, și comentarii, nu interpretări, la persoana ei privată, o să vă dați seama care este situația. Președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, cel care a făcut parte din completul de judecată care a menținut decizia Rodicăi Berdilo de invalidare a alegerilor, a solicitat abținere de la examinarea subiectului. Cererea sa a fost acceptată de ceilalți membri ai Consiliului. Am sunat la CSJ să aflăm de ce Ion Druță s-a abținut. În cancelare ne-au comunicat că acesta nu oferă presei niciun comentariu. Judecătoarea Rodica Berdilo nu ne-a răspuns nici astăzi la telefon. La o săptămână după ce a adoptat hotărârea privind invalidarea alegerilor, magistrata a adresat un mesaj public pe Facebook, prin care a răspuns la criticile dure la adresa sa. Aceasta a scris că s-a condus strict de codul electoral. Rodica Berdilo, de la judecătoria Chișinău, cu sediul în sectorul centru, a declarat nule alegerile din cauza unor live-uri făcute de Andrei Năstase, care a îndemnat oamenii să iasă la vot. Bărbatul care încearcă de 13 ani să-și scoată mașina din Vama Giurgiulești a protestat astăzi în fața serviciului Vamal. Îmbrăcat în haine militare, el fiind veteran al războiului de pe Nistru și echipat cu boxe, omul a anunțat că intră în greva foamei. El cere autorităților să-i permită să intre cu mașina în țară. Hoții! Vă lipsiți de proprietatea privată, bandiților! Bandiții au pus mâna pe posturi și îi zbat joc de noi, noi care am șes în tranșeie, care am luptat și am pădut sănătatea pentru bandiții care șad acum în fotolii și șed și se râd. Acum două săptămâni, Nicolae Besedovski a protestat și la Vama Giurgiulești, acolo unde acum 13 ani a fost reținută mașina pe care urma să o introducă în Moldova din Olanda. Nu i s-a permis deoarece ar fi fost prea veche. N-am vrut la bandiți să le dau mită. Ei ne-au cerut mită 1800 de euro, plus de vamarea 500. Erau patru inși acolo, Ian, la masă, și o să că îi spui banii pe masă, îi streci. N-ai spui banii pe masă, n-ai streci. După câteva minute de scandări, protestul a continuat cu piese patriotice. Am venit cu cânticile al lui Doina și Ion Teodorovici, deoarece acestea cântice scoală lumea la luptă pentru drepturile lor. Nimeni de la serviciul Vamal nu a ieșit să discute cu bărbatul. Am încercat să discutăm cu Vitalie Vrabi, acesta însă a refuzat. Ne-a transmis un mesaj prin persoana de la pază. Pe cazul dat, serviciul Vamal s-a expus părerea nu asigurată. Anterior, purtătorul de cuvânt al serviciului Vamal ne-a spus că Vamii și-a acționat conform legii și că mașina bărbatului nu putea fi vămuită deoarece depășea limita admisă, lucru confirmat în 2005 și printr-o decizie a instanței de judecată. Asta chiar dacă într-o altă decizie emisă în 2013 de Curtea Supremă de Justiție se spune că mașina a fost produsă în 1995 și putea fi introdusă în țară. Șeful adjunct al Poliției Criminale din Hâncești, care a împușcat mortal un tânăr de 20 de ani și proprietarul bazinului unde s-a întâmplat totul, rămân în arest. Curtea de apel a respins astăzi recursul avocaților. Polițistul suspectat de omor intenționat nu a fost prezent la ședință, iar proprietarul bazei a declarat că nu este vinovat. Domnul cu jocarul să tragă în acel tânăr.
După ce Curtea de Apel a respins recursul de a elibera pe cei doi avocaților, au evitat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Procurorul de caz susține că atât polițistul cât și proprietarul bazei de odihnă sunt cercetați pentru omor intenționat, iar la moment se adună toate probele necesare pentru a demonstra vinovăția acestora. Au fost înaintate învinuirile pentru comiterea infracțiunii de omor comis de două persoane, articolul 145, alinea 2, litera I. El avea voie să poarte arma atunci când a împușcat? Toate aspectele cu referire la posibilitățile și drepturile sau acțiunile acestuia ca persoană publică în calitatea sa de colaborator în inspectoratul de poliție o să fie date aprecierii în continuare. Potrivit procurorilor, celălalt doi tineri care erau împreună cu victima în acea seară la bazinul privat, dintre care unul ar fi fiul deputatului democrat Anatolie Zagorodny, ar putea să fie cercetați pentru huliganism. Acei tineri, ce statut au în cadrul urmăririi penale? Martori. Dar nu s-a inițiat vreo cauză penală pe huliganism sau cum au pătruns acolo pe teritoriul fizic? Acțiunile acestor persoane la fel o să fie date apreciere pe parcursul urmăririi penale. La moment suntem la etapa incipientă. Incidentul a avut loc acum două săptămâni la o bază de odihnă din Hâncești. Tânărul de 20 de ani a intrat fără voie împreună cu doi prieteni într-un bazin privat. Potrivit procuratorii, șeful adjunct al poliției criminale din oraș, care tocmai efectua razii împreună cu proprietarul, a scos arma și a tras. Șoferul care acum jumătate de an fiind beat la volan a provocat un accident în care patru tineri au murit a fost condamnat la 12 ani de închisoare. Totodată, bărbatul în vârstă de 30 de ani a fost obligat să achite câte un milion de lei rudelor celor decedați. Accidentul a avut loc toamna trecută la Taraclia. Cei patru tineri se aflau într-un vaz care se deplasa regulamentar și care a fost izbit de autoturismul condus de șoferul beat. Acesta intrase pe contrasens. El și cei doi pasageri din mașina sa au fost răniți. Administrația Națională a Penitenciarelor s-a autosesizat după reportajul ProTV despre femeia care i-ar fi dat unui deținut 10.000 de lei ca să iasă din închisoare. Cu detalii vine colega noastră, Natalia Ghețu. Natalia, te ascultăm. Bună ziua, Tatiana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Administrația Națională a Penitenciarilor anunță că a inițiat o anchetă în urma reportajului difuzat de ProTV în care femeie se plânge că ar fi fost înșelată de un bărbat care ar fi în detenție. Mai mult, Administrația Penitenciarilor anunță că direcțiile din cadrul instituției colaborează cu Inspectoratul Național de Poliție, care a derulat o anchetă suplimentară pe acest caz. Cei de la penitenciare însă nu ne-au confirmat faptul că bărbatul se află sau nu în detenție, pentru că ar fi date cu caracter personal. Vă reamintim că femeia susține că a făcut cunoștință cu un bărbat acum 3 ani pe rețelele de socializare. Aceștia au comunicat mai bine de 3 luni, iar ulterior bărbatul ar fi cerut în împrumut 10.000 de euro. După ce femeia ar fi transmis prin intermediul unei rude acești bani, bărbatul a dispărut. Atât la acest subiect. La revedere! Tatiana! Natalia, îți mulțumesc. Au fost identificate cele două femei care au furat din fața unui bloc un cadru de mers pentru persoane cu dizabilități. Acestea le-au spus polițiștilor că s-au gândit că dispozitivul a fost lăsat acolo pentru că nu mai trebuia. Iar femeia căreia îi aparține cadrul spunea că dacă cei care l-au luat îl vor întoarce, ea își va retrage cererea de la poliție. Incidentul a avut loc acum două zile pe strada Miorița din cartierul Telecentru. În imaginile de pe camerele de supraveghere se vede cum două femei și un minor intră în bloc, apoi ies, iau cadrul de mers și se îndepărtează încet privind în stânga și în dreapta. Femeia care aparține dispozitivul spune că nu este prima dată când îl lasă în fața blocului și nici prin cap nu i-a trecut că cineva ar putea să-l fure. Acum ea se plânge că este foarte greu să se deplaseze chiar și prin casă. În acest caz e mai greu să mă deplasez de la plită până la masă cu vasele fierbinte. În Republica Moldova orice este posibil și oamenii, dacă găsesc ceva lăsat pentru câteva minute sau câteva clipe fără supraveghere, consideră că e bun de luat acasă, că o să-mi prindă bine. Locatarii blocului au rămas indignați de acest caz și au lipit în ascensor poze cu femeile care au luat cadrul. Degeaba am pus videocamera ca să înțelegem de un caz, știi, un caz chiar stupid. Stai foarte rușinos, în primul rând. Exemplu pentru nepoțelul e foarte, un exemplu foarte urât. O vecină spune că atunci când se întorcea acasă a întâlnit în curte cele două femei care apar în imagine, însă a crezut că sunt rude ale Marianei. Am văzut două doamne cu un băiețel, primergător vecinii. Mie mi s-au părut că ele sunt rude, că am văzut că am intrat în bloc și de aici au ieșit. Și mi s-au părut că vreau să-i ajute ca să meargă undeva, nu știu, așa mi s-au părut.
Astăzi, poliția a anunțat că a identificat femeile, iar acum acestea sunt audiate. Una dintre ele ar locui în acel bloc, iar cea de-a doua este sora sa, care venise în vizită și a cărei soț are probleme locomotorii. Văzând cadrul de mers în fața blocului, cele două spun că s-au gândit că a fost lăsat de cineva căruia nu-i mai trebuie. Deocamdată nu se știe ce sancțiune vor primi cele două femei. Drama cu deznodământ fericit în Thailanda, cei 12 băieți și antrenorul lor de fotbal blocați de 10 zile într-o peșteră inundată au fost găsiți în viață. How many of you? 13. Brilliant. Deoarece nu au mâncat nimic 10 zile, copiii urmează să primească medicamente și hrană. Imediat la știri aflați când ar putea fi scoși la suprafață. Operatorul serviciului 112, care i-a sugerat unei femei însărcinate să ia un taxi în loc să-i trimită o ambulanță pentru a ajunge la spital, a fost sancționat. Acesta a primit o mustrare ușoară, iar în câteva zile ar urma să revină la muncă. Sancțiunea a fost emisă de comisia formată în cadrul unei anchete interne. În perioada desfășurării acesteia, angajata a fost suspendată din funcție. Acum o lună, o femeie din capitală, aflată în a noua lună de sarcină, a sunat la 112 și a solicitat o ambulanță. Operatorul ar fi refuzat și i-a sugerat să ia un taxi pentru a ajunge la spital. După precipitațiile din ultima săptămână, vânzătorii de ciuperci s-au înmulțit ca ciupercile după ploaie. Aceștia stau pe marginea drumurilor și încearcă să-i convingă pe cumpărători să le ia marfa. Specialiștii vă avertizează, nu cumpărați ciuperci din locuri neautorizate pentru că vă puneți în pericol sănătatea și chiar viața. Pe șoseaua Chișinău-Leușeni, în apropiere de Condrița, o femeie încearcă să vândă 4 căldări cu ciuperci. N-a vrut să stea de vorbă cu noi. Când am întrebat-o de unde a cules ciupercile, a lăsat căldările și a fugit în pădure. Unde le-ați cules dumneavoastră? De la mine. Specialiștii spun că nu este bine să cumpărăm ciuperci de pe unde nimerim. Acestea ar putea fi otrăvitoare. Primele simptome ale intoxicației sunt vome, dureri de cap și slăbiciune. În așa caz, trebuie să beți imediat cât mai multă apă și să chemați ambulanța. Este bine și foarte bine imediat să vină pacienții pentru consultație la spital. O să pot adresa în orice loc, la primul spital cel mai apropiat de fiecare dintre pacienți. Cumpărați ciuperci numai din locurile autorizate. Administrația Pieței Centrale susține că la tarabele de acolo putem găsi doar ciuperci crescute în sere. În piață au acces spre comercializare numai ciupercile crescute în seră. Percele de câmp și de pădure sunt interzise spre realizare în fiecare zi, începând cu orele 6 dimineața, Direcția Municipală Siguranța Alimentelor verifică fiecare lot de marfă care se expune spre vânzare, eliberând un tichet care garantează calitatea mărfurilor. Specialiștii spun că înainte de a fi expus la tarabă, fiecare lot de ciuperci este verificat și abia după asta vânzătorul primește un certificat care confirmă că sunt comestibile. Fiecare cumpărător poate cere acest document, iar vânzătorul este obligat să îl prezinte la solicitare. Nu sunt admisi ciupercile care sunt crescute în păduri, pe câmpuri. Noi ducem atenție la ce proveniență ciupercilor. Verificăm prin autorizațiile care de crescutorie, de când nu ne prezintă. Și după asta ei eliberează lor certificat de inofensivitate și după asta în ce condiții s-au dus, în ce lăți s-au dus. După asta se merge examinarea organoleptică. Suprafața să fie uscată, dar nici într-un caz să nu fie lipicioasă, să nu aibă mucus. În afară de asta, să nu fie dăunător. Această femeie vinde ciuperci în piață de mai bine de un an. Nu le culege ea, ci proprietarea serei. Ea spune că nu se teme să-și hrănească întreaga familie cu ele. Stăpâna noastră le culege, dar eu n-am fost la culeș niciodată. Noi le mâncăm fără frică, anume acestea. Le știm că ele sunt bune și copiii mei foarte mult le iubește. Chiar băiețelul crud, cum vine, le iubește. Una, două, să mănânci crud. Nu avem cumpărător care să fie supărați. Un kilogram de ciuperci costă la piață între 25 și 35 de lei. Potrivit Centrului Național de Sănătate Publică, anul trecut aproape 130 de oameni, dintre care 18 copii, s-au intoxicat cu ciuperci, iar o persoană a murit. Imagini care îți fac inima să stea în loc vin din Rusia, unde un copil de 5 ani a atârnat câteva minute în gol la balconul de la etajul 7. Fetița a căzut peste geamul apartamentului în care locuiește, dar a reușit să se agațe de o bară. Vecinii s-au mobilizat și până la urmă au salvat copilul. Cum a fost să ieși? Ой, ударится. Она ну, стоит, она стоит. Стоит, а руки-то все равно. Руки, да, ты че? И дома никого нету, что ли?
Imaginile au fost filmate într-un oraș din suburbia Moscovei de câteva femei care locuiesc în dreptul blocului în care s-a întâmplat totul. În filmuleț se văd vecinii din apartamentele de alături care încearcă să o agațe cumva pe fetiță și să o tragă înăuntru. Distanța însă este prea mare, așa că nimănui nu-i reușește. Iar dacă nicăvă nu e, и он не может ничего сделать. Иду, да, далеко. И стенками. Далеко, а что он сделает? Сейчас сам оторвется. Господи, держи. Все повыбегали. Presa rusă scrie că martorii au chemat imediat ambulanța și salvatorii, însă până la venirea lor, fiecare secundă era extrem de prețioasă. Cei care au filmat le-au spus jurnaliștilor ruși că la un moment dat vecinul de la etajul 6 a deschis geamul, s-a întins și a înhățat copilul. Tot presa rusă scrie că fetița se află acum în afara oricărui pericol. Nu este clar unde erau părinții micuței și dacă aceștia au fost pedepsiți pentru cele întâmplate. Un câine din statul Arizona a devenit erou după ce și-a salvat stăpâna. Femeia era la un pas de a fi atacată de un șarpe veninos, dar animalul i-a sărit imediat în apărare și a luat atacul asupra sa. Totuși, curajosul cățel a rămas în viață. I was walking on the paved road and did not see a snake right there by my foot. And Todd, of course, as a puppy, was very curious to see what that was and bolted by my leg. And that is when he was hit by the adult rattlesnake. He for sure saved me from getting bit, for sure. He's definitely my hero. Totul s-a întâmplat într-un oraș din statul american Arizona. Femeia în vârstă de 44 de ani a ieșit în una din zilele sale libere la o plimbare cu Todd, câinele ei care are doar 6 luni. Femeia nu a observat că pe drum un șarpe cu clopoței se afla chiar lângă piciorul ei, gata să o muște. Câinele însă i-a sărit în față, vrând parcă să se joace cu șarpele și în felul acesta a salvat viața stăpânii sale. El însă a fost mușcat de bot. Stăpâna l-a transportat la un spital veterinar în mai puțin de 10 minute, iar acolo i-a fost administrat un antidot. După 12 ore, Todd a fost externat, iar acum se recuperează acasă. He for sure saved me from getting bit, for sure. He's definitely my hero. Femeia a pornit acum o campanie prin care va colecta în jur de $500. Acești bani vor fi folosiți pentru a ajuta oamenii din regiune care au câini la fel de curajoși ce vor avea nevoie de tratament antivenin. Șarpele cu clopoței este foarte veninos, iar mușcătura acestuia este letală. Au apărut imagini cu momentul în care gangsterul condamnat la 25 de ani de închisoare evadează dintr-o pușcărie din Franța cu elicopterul. Secvențele au fost surprinse de alți deținuți care l-au ovaționat pe fostul lor coleg. Elicopterul a aterizat chiar în curtea penitenciarului. Din imaginile filmate de deținuții penitenciarului de unde a evadat bărbatul, se poate vedea cum gardienii fug în toate părțile în timp ce elicopterul se îndepărtează de închisoare. Cu câteva minute înainte de asta, deținutul în vârstă de 47 de ani fusese dus în camera de vizită când la un moment dat trei bărbați înarmați au dat buzna în încăpere. Aceștia au aterizat în curtea penitenciarului cu un elicopter, au aruncat câteva fumigene și l-au luat pe deținut. Evadarea spectaculoasă a durat doar 15 minute și nicio persoană nu a fost rănită. Elicopterul a fost găsit la scurt timp incendiat, după care suspecții au fugit cu o mașină neagră pe care la fel au abandonat-o ulterior. În vârstă de 46 de ani, bărbatul a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru tentativă de jaf și ucidere din culpă. Aceasta este a doua sa evadare. În 2013 el a scăpat după ce a luat 4 gardieni ostatici și a folosit drept scuturi umane, însă a fost capturat 6 săptămâni mai târziu. Ce fel de magie transformă soarele, apa și vântul în energie? De acum încolo, formula misterioasă va fi pe înțelesul copiilor. La grădinițele din țară va fi difuzat un desen animat despre energia regenerabilă. Primii care au aflat ce este asta sunt micuții de la o instituție din capitală. Dar vă știți că vântul poate produce energie? Da! Copiii din grupele pregătitoare de la grădinița numărul 225 din capitală s-au adunat azi dimineață în sala de festivități ca să privească desene animate. Cei mai isteți s-au grăbit să ocupe primele locuri. Cu ochii țintiți la ecrane, i-au privit povestioara aproape nemișcați. Desenul animat a fost nu despre Tom și Jerry sau Scufița Roșie, ci despre soare, vânt și apă. Micuții au înțeles până la urmă că din ele se obține energie. Eu astăzi am învățat cea mai vechi folosire a
curentul electric asta era în morele de vânt și în morele de apă și curentele măcinau grâu și îl făceau în făin și îl făceau în pâine. Am învățat 5 tipuri de energie. Energia solară, energia apei, energia vântului, energia pământului și energia deșeilor. După film, copiii au avut parte de un show cu bule de săpun și diferite surprize, printre care jucării eco. Reprezentanții Agenției pentru Eficiență Energetică au organizat prin cântece și jocuri o lecție. Copiii trebuie să cunoască biomasa, vântul, pământul, apa. Sunt surse de energie regenerabilă, care ne ajută să avem o planetă mai curată. Educatorii spun că este important ca micuții să cunoască de pe acum modalități de a folosi sursele de energie regenerabilă, pentru că omenirea investește mari speranțe în ele, la fel ca și în copii. Anume de la vârstele timpurii, este necesar ca să fie copiii cunoscuți cu sursele de energie regenerabilă. Filmulețul va fi difuzat în toate grădinițele din țară. La realizarea acestuia s-au investit 80.000 de lei. Are 3 copii plecați peste hotare, iar ultimul își ia zborul peste câteva zile. Este povestea femeii care a venit la protestul de duminică, având fotografiile familiei pe o pancartă. Acum ea și soțul său rămân singuri în satul Dobrogea, iar sărbătorile care cândva îi adunau pe toți în jurul mesei, acum îi adună în jurul telefonului. Adinuța Puiu, salut! Salut, Emița! Nu știu, Adina, nu știu. Bunica vă așteaptă și mi-e dor tare, tare de voi. De aproape un deceniu, familia Stancev culege amintiri de la distanță. Nepoții de doar 4 ani știu deja ce înseamnă dorul, iar bunicii nu-i mai țin în brațe, ci îi privesc la ecranul telefonului. Ne povestim mai mult tristețea. Nu pot să vorbesc niciodată fără ca să plâng. Prima a plecat în Italia Viorica, fiica cea mai mare, iar apoi a urmat-o Ana. Viorel și-a luat și el familia și s-a mutat cu traiul în Marea Britanie. De Crăciun, Teodora și Ion s-au trezit cu casa goală. Chiar și așa, femeia a gătit bucate și, ca de fiecare dată, a pregătit locul pentru fiecare. Dar pentru că nu mai avea cine să se așeze la masă, le-a scris numele pe bilețele. Am fotografiat și le-am transmis, la care ei plângeau acolo, eu plângeam aici. Al doilea an, tot în ziua de Crăciun, mi-a făcut o mare surpriză toți și au venit acasă. Femeia privește și acum masa mare, în jurul căreia stau doar scaunele goale. Aici stătea Loredana, pe urmă stătea Emilia, Cristina, Viorica acolo, Damian, Viorel și Caterina aici și Adina, Denis și Anișoara. Și respectiv noi ambii stăteam ca și aici. Cele două fiice din Italia spun că au fost surprinse când și-a văzut mama cu fotografia familiei la protest. Poza vorbea singură. N-am crezut că să iei cu ea în piață. Gustul amar este tot ce le rămâne când urmăresc ce se întâmplă în țara din care au plecat. Viorica își amintește că și-a pus pe roate o afacere acasă, care în scurt timp a fost îngropată. Bătaie de joc față de tineret. Și prin asta, deci, dorul, eu în 2003, când am avut activitate în Chișinău, când făceai conturile, aveai exact de plătit chiria, cheltuielile lunare. Acum femeia are un salon de frumusețe în Italia, în care lucrează 2 italienci, o româncă și o braziliancă. Spune că Moldova din casă s-a transformat în destinația de vacanță, în care vine în ospeție. Mor din nerăbdare să mă duc în vacanță acasă, dar să revin în țară, la momentul dat nu prea o văd real. Sunt șocați de fiecare dată când revin și găsesc țara tot mai pustie. În februarie, în Chișinău, mie mi s-a părut gol, nu aveai cine ieși să bea o cafea. Urmăresc cu disperare cum copiii Moldovei au devenit mândria străinilor. Fiica mea unde lucrează în orășelul respectiv, o știu absolut toți. Este foarte stimată acolo. Din cei 4 copii pe care i-a crescut, Teodora își mai poate strânge în brațe fiica adoptivă, Cristina. Nu pentru mult timp însă, în weekend își ia zborul și ea în Italia. Bagajul încă nu l-a făcut. Amână momentul, e prea dureros. Plec și eu și... cu mare părere de rău, că aici nu am niciun viitor ca să rămân. Eu aș vrea să cred că se poate, dar nu,
Nu cred. Aeroportul e locul în care își spun la revedere fără a ști când își vor zice bine ai revenit. E greu. Când îi duc, mare bucurie când mă și întâlnesc. Dacă îi duc, e cam greu. Soții Stancev se gândesc cu frică când vor rămâne în doi și nu va avea cine gusta din tradiționalele plăcinte de duminică. Era tot timpul gălăgie și chiote și zâmbete de copii. Dar acum așa s-a închis o liniște. Simt că am fugit pământul de sub picioare. I se umplu ochii de lacrimi când vorbește despre Moldova. Nici câinile nu pleacă de la un stăpân bun. Istoria nu iartă. Veți fi blestemați de generații, generații și generații care vor veni după noi. Pe ulița satului poți citi harta lumii, practic din fiecare casă, cel puțin un membru a plecat peste hotare. Aici au plecat copiii, Italia și a rămas doar tatăl. Dincolo sunt plecați în Germania, iar la următoarea casă nu mai locuiește nimeni. Peste o poartă, copiii și-au luat zborul în Rusia și Irlanda. În urma recensământului din 2014 au fost identificate 200.000 de persoane ca fiind plecate peste hotare pe o perioadă mai mare de un an. Din aceste date lipsesc cei care au plecat cu toată familia, spun responsabilii, și deci nu a mai rămas nimeni în țară ca să anunțe operatorii despre plecarea lor. Numărul real al acestora este însă mult mai mare. La 1 iunie 2018 datele din Registrul de Stat arată că aproape 109.000 de moldoveni sunt stabiliți cu traiul peste hotare. Bunica vă pupă pe toți, pe toți, hai salutări la toți, fiți bravi! După 10 zile de căutări disperate, cei 12 băieți și antrenorul lor blocați într-o peșteră din Thailanda au fost găsiți în viață. Părinților care au vegheat în tot acest timp la intrare au primit vestea cu lacrimi în ochi. Băieții au băut până acum doar apă de ploaie și sunt foarte slăbiți, iar ca să fie evacuați trebuie mai întâi să prindă la puteri pentru că au denotat câțiva kilometri sub apă. How many of you? 13. Slăbiți, speriați și plângând, așa au fost găsiți copiii care de 10 zile nu au mai mâncat nimic și nu au văzut lumina zilei. Marele a fost bucuria să afle că în curând ar putea să iasă din peșteră. Monday, you have been here 10 days. You are very strong. În peștera în care se află copiii au intrat doi salvatori britanici după ce au trecut în not o porțiune inundată de peste 3 km. Ei le-au adus mâncare și apă și urmează ca acolo să fie trimis un expert care să-i învețe cum să facă plonjeri ca să poată ajunge la suprafață. The special went in. One medic stayed behind with them. And tomorrow morning we're going for an extraction plan. Right, so we're still figuring that out. But so they got supplies, they got what condition are they in? They're very weak. Very weak. Yeah, but they're all alive. Părinții băieților care au vegheat la intrare în peșteră ultimile 10 zile au respirat ușurați când au aflat că aceștia sunt vii. Vestea a fost primită cu bucurie și de voluntari implicați în operațiune. Echipa de fotbal formată din 12 băieți cu vârste cuprinse între 11 și 15 ani, cu tot cu antrenorul lor în vârstă de 25 de ani, au fost dați dispăruți acum 10 zile. Toți au mers să viziteze o peșteră dintr-un parc situat în nordul Thailandei, însă nu s-au mai întors. Grupul a rămas captiv înăuntru după ce ieșirea a fost blocată de apă în urma unei furtuni puternice. Radu Albot scrie istorie la Wimbledon. Cel mai bun tenisman moldovean s-a calificat pentru al treilea an consecutiv în turul 3 al turneului. Albot a obținut o victorie uriașă în fața numărului 12 mondial, Pablo Carreño Busta. Moldoveanul s-a impus în 5 seturi după un meci de peste 3 ore în fața spaniolului. Albot a cedat în primul set, însă apoi a reușit să revină și să-și adjudece actul secund la 0. Cel mai bun tenisman moldovean a condus apoi, însă învingătorul s-a decis în setul 5. Astfel, Albot, numărul 98 mondial, la acces în turul 2 de la Wimbledon, unde va da piept cu slovenul Alias Bedene, 71 în topul ATP. Joe Santos revine la Sheriff după ce a fost împrumutat pentru un an la CSM Polia și atacantul brazilian va evolua din nou la gruparea din Tiraspol. Sheriff a anunțat și transferul unui croat. Joe Santos revine în campionatul Moldovei după ce în ultimele 11 luni a evoluat la CSM Poliaș sub formă de împrumut. În Liga 1, brazilianul de 27 de ani a marcat 5 goluri și a dat 3 pase decisive. A
Accelerează Joe, să vedem poziția regulamentară a lui Joe, întâmpinat de Akaki Kubutia. Joe în continuare, trece Joe! Gol! Gol! CSM Iași! Șerif a oficializat aseară și transferul lui Anton Palić. Croatul a evoluat sezonul trecut la Dinamo București, unde a marcat un gol și a dat o pasă decisivă. Mijlocașul de 30 de ani și-a reziliat contractul cu gruparea din București și a semnat cu Șerif. Anterior, campioana Moldovei a mai transferat alți doi jucători. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Loghini. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.